Am continuat dezbaterea și pe pauză, să știți, despre plățile cash. Se alătură și Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bună ziua, domnule Paraschiv, mulțumesc că sunteți lângă noi. Bună ziua, mulțumesc dumneavoastră și organizatorul pentru invitație și bună ziua telespectatorilor noastre. Domnule Paraschiv, înainte de orice, cât reprezintă asociația noastră din firmele acestea mici și mijlocii din România? Sau cât reprezentați din piață? Noi suntem undeva la 80.000 de firme și de reprezentăm cam 35% din 80 piață. 80.000 de firme, 35% din piață. Bun. Eram la subiectul cu cash-ul, domnule Paraschiv. 1.000 de lei între firme ar fi plățile de la anul. De ce sunteți, că ați explicat, de ce susțineți că nu e o măsură bună? Ați mai spus la emisiunea mea că nu e o măsură bună, că dumneavoastră vă îngrădește practic activitatea. De ce? Păi foarte simplu, pentru că foarte multe firme, sunt vreo 13.260 de sate, care au câte 2-3 magazine mici, sate în care nu există bancomate. Și noi nu vorbim de bancomatele regulare, adică să nu ne înțelegem greșit. Noi putem să depunem banii doar la anumite bancomate, MFM-uri se cheamă, multifuncționale. Pentru că, așa cum știe toată lumea, băncile refuză să mai lucreze cu numerar de mai mulți ani. Și atunci nu ne mai primesc la ghișe, au și desfințat ghișeile de cash și ne trimit, bineînțeles, la MFM-urile astea, care sunt mai puține decât bancomatele. Sunt niște bancomate care primesc și monedă și bancnotă. Și imaginați-vă ce cozi ar trebui să facem noi comercianții, să depunem în fiecare zi sau la două zile banii la MFM-urile astea. Asta e prima chestie. Depunerea. Unde depunem banii? Bun. Mai sunt și alte probleme. Spuneți-le pe toate. Păi, nu toți comercianții au POS-uri. Nu toți comercianții au legătură la internet suficient de bună și semnal suficient de bun ca să accepte un POS. Adică POS-ul să funcționeze. Plățile astea cu numerar, odată blocate, ei vor trebui să meargă cu mai puțin bani, să zicem cu 2000 de lei să-și cumpere cu cash, de la un cash în cheie sau de la un depozit, restul vor trebui să-i plătească pe un card. Cardurile operate de companii au comisioane de până la 3% față de cardurile operate de persoane fizică. Mai exact, un card de persoană fizică are un comision de 0,5, 0,7, 0,8 până într-un 1%. Același card, aceeași bucățică de plastic, dar operată pe o firmă, se duce cu un comision până la 3%. Imaginați-vă că un pachet de țigări are un adaos maxim plafonat de 3,5%. În momentul în care comerciantul și-a cumpărat țigări pentru magazin și a tras cardul ăla, 3% din cei 3,5% adaos comercial au zburat și a mai rămas cu 0,5%.